Bună. Salutare, oameni, ce faceți? Iar ne zis salutare, oameni buni. Oameni buni. Bine v-am găsit la un episod ceva mai special. Probabil ați văzut deja din titlul despre ce e vorba. Suntem aici alături de grăsanul ăsta ordinar. Care e? Că nu-l văd. E mai încolo un pic de cupicolo, spatele tău, uite acolo. Și vrem să facem un clip să vă anunțăm, adică să vă anunț mai degrabă, dar... Eu sunt în plus. El e în plus aici, l-am luat și pe el ca să-i mai fac abonați. N-aveți canalul lui în descriere. E banul. Păi noi, bine singur. Noi doi, amândoi, o să fim prezenți la DreamHack. Deci, amândoi. Da, amândoi. Am fost invitați din nou la DreamHack, DreamHack București 2016. DreamHack-ul o să fie în perioada 16-17-18, adică 16-18 inclusiv. 16 vine vineri și 18 duminică, deci o să fie în fiecare zi evenimentul. Pentru cei care nu știu, DreamHack-ul este un eveniment care a mai fost și în anii trecuți, unde, cum să vă zic eu, vin și echipele de CSGO și se joacă și fac turneele practic care voi le vedeți live acasă, se desfășoară acolo. Și pe lângă asta mai suntem și noi, noi youtuberii care suntem mai mulți. Deci ne puteți aduce acolo cadouri, da, acolo să ne de voi sau cumpărate. Și o să vin și noi acolo. V-am zis, o să vin cu El Berceagă și o să stăm în București cele 3 zile, bine chiar 4 o să stăm. Dar noi o să ne întâlnim la eveniment, nu o să ne întâlnim pe stradă, să ne știți. Normal, ne vedem acolo, facem poze, dăm autografe, îmi dați cadouri, vă dau nimic. Deci da, vorba lui Bercea, dacă aveți ceva care vrea să ne dați, pentru că adresa eu nu o să vă dau. Niciodată, nicio. Nicio, deci dacă aveți ceva cadouri sau cadouri, ca de mult spus, chestiuțe micuțe pe care vreți voi să le dați, dacă o să primesc mai multe, o să fac un video acasă în care o să arăt ce am primit, eventual și scrisori și alte chestii. Bine, acum să nu mai aduceți foarte multe pentru că nu o să am unde să le pun. În fine, ce vreau să vă mai zic. Apropo, avem un concurs. De ce? Eu am primit 20 de invitații, bine, nu știu dacă sunt 20, sunt undeva la... Bă, mă rog, 20 de invitații. Pentru a vă da vouă. Invitația conține un bilet care acces pe 3 zile. La DreamHack, adică la DreamHack. Intrați gratis la DreamHack. Pentru că în rest biletele trebuie cumpărate. O să vă pun și linkul în descriere probabil de unde puteți să le cumpărați. Și site-ul lor și etc, etc. Dar avem un număr de bilete pe care eu îl pot da ca și giveaway, să zic așa, giveaway. Mă rog, vi-l dau vouă. Tot ce trebuie să faceți, nici nu știu că nu m-am gândit la asta, dar cred că scrieți că vreau să vin la DreamHack și în paranteză... Îl iubim pe Bercea. Deci stai un pic, deci nu. Deci vreau să vin la DreamHack, scrieți un număr de la 1 la cât să zic eu. Mare oricum. 1000. 1 la 1000. Scrieți un număr de la 1 la 1000. Vreau să vin la DreamHack, număr cuprins între 1 la 1000. Iar mai apoi vreau să scrieți într-o paranteză e-mailul vostru. De ce? Pentru că atunci când o să aleg câștigătorii, să vă și trimit direct invitația pe e-mail. Invitația care o primiți trebuie printată, adică este o invitație care are un cod de bare. Aia trebuie printată pentru că atunci când o să veniți la sala polivalentă la DreamHack, o să trebuiască să, deci să scaneze acel imprimantă. Cod. Exact, o scoateți la imprimantă, oriundeva în oraș, ori acasă, da. Cum vreți voi. Și acolo trebuie scanat, exact cum e la cumpărături când duci la Bila sau la Auchan, că Bila nu cred că au ei printate orașele. Și trece la ping! Exact așa. Un cod acolo de bară. Codul nu poate fi scanat mai multe ori acolo și zici, bă, coaie, eu am primit invitație de la electorat. Și la atunci, ori te dă afară, ori te bate, ori intri. Exact. Deci da, încă o dată. Vreau să vin la DreamHack. Îmi scrieți un număr între 1 și 1000, în paranteză, pentru că eu o să fac chestia cât râlfâ și că de data acum știu cât râlfâ și o să vedem. Oricum o să fac eventual chestia asta într-un clip, ca să nu ziceți că am ales eu. O să joc cum, sau nu o să fac într-un clip. Vedem. Oricum, ce să joci tu? Acolo, la concurs. Păi oricum ți-o dau o invitație. Păi de pe da, mai vreau una. Așa și mai apoi în paranteză scrieți neapărat e-mailul vostru, pentru că altfel degeaba dacă câștigați, pentru că nu o să am unde să vă trimit invitațiile. Deci da. Băi, noi cam atât am avut să vă spunem. Nu uitați, dacă ați uitat ce v-am povestit, mai dați o dată replay la clipul ăsta, da, și uitați-vă. Normal. Deci noi ne vedem acolo în perioada 16-18 inclusiv. Nu uitați să faceți ceva este ăsta, scrieți-o, vreau la DreamHack sau cum a zis ăsta. Numărul între 1 numărul și 1000. Și în paranteză e-mailul vostru ca să vă trimitem invitațiile. Exact. Și voi după aceea le printați și acolo la poartă vă duceți cu aia în mână la sau poartă. Unde e intrarea. Acolo, unde e intrarea, nu știu, intrarea, și exact. O să intrați, aveți 3 zile, o să vă dea o brățară de aia bănuiesc. Da, și... sigur o să vă dea după ce printați ăla, da. Vă pun o brățară cu care acces. Bine, dar să nu dați jos, că dacă ați dat-o jos... Păi nu prea poți să o dea jos. În fine, te primești și cu ea ruptă, nu trebuie neapărat să fie la mână, dar numai să o ai acolo.
Ok, oricum, cam asta am avut să vă zicem. Lăsați un like la acest video și faceți ceva în comentarii. Și un like pentru Belcea. A, și dacă vreți să vă puneți bine și ca să aveți mai mari șanse, scrieți acolo, îl iubim pe Belcea. Dar trebuie să fiți abonați la canalul meu. Faceți ce v-am zis mai înainte. Ok, mai bun, cam atât și noi ne vedem acolo și în următoarele clipuri. Nu uitați de cadouri. Pa, pa.